Ne pregătim în minutele următoare pentru un material realizat de Oana Lazar, colega mea. S-a împlinit la 1 mai 2015, 25 de ani de când preasfințitul Petru Gherghel a fost consacrat episcop de către excelența sa, cardinalul Angelo Sodano. Acest eveniment a fost marcat printr-o liturghie pontificală de la ora 11 la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, astfel că vă invit să urmăriți un material, un reportaj de la acest eveniment după ne întoarcem. Pentru preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei de Iași a Bisericii Romano-Catolice, 2015 este un an aniversar. Monseniorul Gherghel a împlinit 25 de ani de episcopat, 50 de ani de preoție și 75 de ani de viață. O sumă de aniversări aliniate toate în 2015, care pere sigure ale unui destin excepțional. Preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei de Iași a Bisericii Romano-Catolice, s-a născut la 28 iunie 1940 în satul Ghireiești, județul Neamț. Acasă erau 4 frați și 2 surori. La 8 ani a primit sacramentul mirului oferit de episcopul Anton Durcovici chiar în biserica din satul natal. A fost un moment decisiv pentru copilul de atunci, când a simțit puterea sfințeniei unui om ce avea să-i devină peste ani model de comportare și de demnitate. Erau timpurile tulburi ale instaurării regimului comunist în România. Era chiar înaintea marilor arestări ale capilor Bisericii Catolice, exact anul 1948. Atunci, spre îngrijorarea părinților săi, Petru și Maria, a spus pentru prima oară în viața lui că vrea să urmeze seminarul, ceea ce însemna că alege cărarea îngustă și dificilă, mai ales în acei ani de prigonire a credincioșilor și bisericii. Tu ești Petru și pe această piatră voi sfinti biserica mea. Pentru credința pe care avem noi, să fie plin de bucuria aleasă să ne crească, în mod deosebit cei care astăzi împlinesc dintre voi, cei părinți, care împlinesc 50 de ani de preoție împreună cu episcopul, păstorul diecezei. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, spune Evanghelia. Astfel, la 28 iunie 1965, la o altă aniversare a sa, când împlinea 25 de ani, preasfințitul Petru Gherghel a fost hirotonit preot, la Alba Iulia, parcă simbolic, acolo unde a făcut și seminarul. 75 de ani de viață, 50 de ani de sfântă preoție. Aceste aniversări sunt daruri speciale din partea Bunului Dumnezeu, atât persoanei cât și bisericii pe care preasfinția sa o conduce. A urcat ferm și demn toate treptele docenței și ale teologiei. A fost paroh la țară, a fost profesor la seminar și a fost îndrumător pentru generații întregi de tineri. La 1 mai 1990 a fost consacrat de către Papa Paul Ioan Paul al II-lea, episcop de Iași. Venerabilis frater, cui venidissimul argente Deo, proximis calendis, esplevis feliciter argentum episcopatus jubileum, ție, venerabile frate, care din nemarginită bunăvoința lui Dumnezeu îți vei servatori jubileum de argint intru episcopat. La aniversarea sa de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, Catedrala din Iași Sfânta Maria Regina a fost plină. 120 de preoți din parohiile catolice din Moldova, persoane consacrate, seminariști, credincioși, au împărtășit cu monseniorul Gherghel bucuria acelei zile. Sărbătoare pentru toată dieceza, deși e o sărbătoare a episcopului Petru Gherghel, participăm cu bucurie la acest eveniment și alții din alte dieceze, chiar și din alte țări,
pentru că aceasta este universalitatea bisericii și unitatea ei și legătura strânsă care există între noi toți, fie ierarhi, fie preoți, simpli sau credincioși. Încă o dată, și așa, și acum îi doresc mulți ani episcopului de Iași. În timpul episcopatului său, multe parohii noi s-au deschis, altele s-au reînființat, au fost hirotoniți aproape 150 de preoți, au fost trimiși în misiuni catolice în toată lumea sau la studii în străinătate. Cu adevărat, a fost un nou avânt de reorganizare bisericească și de dezvoltare spirituală pentru catolicii români din zona Moldovei. De altfel, aici trăiesc astăzi peste 230.000 de catolici, ceea ce reprezintă în România cea mai numeroasă comunitate catolică cu credincioși de etnie română. Astăzi am făcut această celebrare pentru a-L lăuda pe El, pe Dumnezeu, și pentru a-I mulțumi pentru darurile care ni le-a dat, dar mai ales pentru a ruga să continue să țină cu noi, să ocrotească țara noastră, lumea întreagă și, sigur, biserica. 50 de ani de preoție și 25 de ani de episcopat, la cei 75 de ani de viață. Aniversări congruente, din sfert în sfert de veac, parcă anume așezate în numele celor mai frumoase valori ale poporului român creștin. Știu în cine am crezut, a mărturisit episcopul Petru Ghergel. Și la 75 de ani de viață, spune el, am înțeles că în biserică nu ești niciodată singur. Așa a încheiat discursul său de mulțumire la tripla sărbătoare. Despre această triplă sărbătoare, atât pentru preasfințitul Petru Ghergele, episcop al diecezei de Iași, dar și pentru toți creștinii care ne privesc în această dimineață, fie ei de confesiune catolică sau de confesiune ortodoxă, sunt ferm convinsă că, iată, cu bucurie în suflet discutăm cu însuși preasfințitul Petru Ghergele, episcopul diecezei de Iași. Lăudat să fie Iisus, bună dimineața, bine ați venit! Veci, veci, mă bucur, vă salut din inimă! Împreună cu Părintele Cornel Cadar, de la Episcopia Romano-Catolică din Iași, lăudat să fie Iisus, bine ați venit! Bun găsit! În primul rând, la mulți ani! Și vă mulțumim că ne conduceți din perspectiva aceasta și ne îndrumați, mai bine spus, pe noi creștinii. Tripla sărbătoare, 25 de ani de episcopat, 50 de ani de preoție și 75 de ani de viață. Este o bucurie pentru noi toți și vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să urmați acest plan al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru urări, vă mulțumesc că astăzi am posibilitatea să fiu aici și să-mi exprim împreună cu dumneavoastră bucuria acestui eveniment al meu, un dar al lui Dumnezeu pentru mine și, zice, și pentru ceilalți, pentru că fiecare om are în lume o misiune. Mă bucur să fiu aici și vă salut pe dumneavoastră încă o dată, salut pe toți telespectatorii noștri care sunt astăzi în comuniune cu noi. Aș fi fost curioasă să vă întreb, dacă îmi permiteți, cum se naște această dorință sau cum știe un simplu om că este ales de Dumnezeu să urmeze acest plan al lui? Văd că începe în familie această dorință, această inspirație care se alimentează sigur în școală și la biserică. Practic pot să spun că germenul exact al acestei dorințe a fost sub amvon, în biserică, sub locul unde preotul predică, anunță Evanghelia. Eram micuț, copil, și acolo practic am văzut pe preotul nostru, paro, plin de entuziasm, transpirând, anunțând Evanghelia, făcând credincioșilor invitația de a fi demni. Sigur, văzându-l cum se coboară de pe altar, asudat și plin de entuziasm spre altar, m-am întrebat, spun acest lucru de mai multe ori, l-am spus, m-am întrebat și eu, n-aș putea să fac și eu la fel, să transmit această bucurie a Evangheliei, transpirând, și de acolo, practic, a început totul, de lângă amvon, de lângă altar, din biserică. Dacă nu aș fi văzut aceste realități, n-aș fi avut în mine o asemenea dorință. Ele au crescut din familie, în biserică și apoi
la școală. Este un dar al lui Dumnezeu care vine, pentru că noi știm, noi îl alegem pe el, ci el ne alege pe noi. Este un mister pe care noi îl primim de la Dumnezeu pentru o viață, pentru a sluji. Și am pornit pe acest drum și am ajuns, într-adevăr, să împlinesc dorința mea și iată ajung și la această vârstă să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a oferit în această perioadă lungă de viață, binecuvântată. Spun eu, chiar dacă am trecut prin multe greutăți. În contextul atâtor schimbări, de ordin politic, de ordin social, din toate perspectivele, dacă e să ne gândim, în 50 de ani de preoție v-ați confruntat cu siguranță și cu dificultăți. Care a fost momentul de cumpănă, dacă aș putea spune așa, în care ați simțit mai cu seamă că aveți nevoie de o armată, să spun așa, fie de preoți, dar și de creștini, în această luptă pe care o are omul până la urmă cu viața? Am considerat că noi trebuie să facem front comun în fața tuturor greutăților care au venit asupra noastră. Chiar de la această perioadă de viață am gândit că trebuie să ne oferim toți pentru a avea pe Dumnezeu prezent în mijlocul nostru, pentru a vorbi despre Dumnezeu și, sigur, toate suferințele care s-au abătut asupra noastră n-au fost în stare să ne oprească de la un asemenea ideal. Am considerat împreună cu colegii mei că aceasta este, practic, o vocație care trebuie să o împlinim și o misiune ce ne este încredințată nouă. Și ne-am străduit să trecem peste toate greutățile. De fapt, aș putea spune că au suferit mai mult cei din jurul nostru, familia, decât noi, ca și copii, cu entuziasm, tineri, pentru a face o asemenea slujire în biserică. Trec cu bucurie peste aceste momente care ne-au oțelit, ne-au întărit, nu ne-au descurajat, deși erau foarte multe greutăți. Mai mult de jumătate de preoți erau închiși în acea perioadă când noi am decis să mergem la seminar. Nu ne putem explica astăzi decât prin faptul că a fost un dar al lui Dumnezeu îndreptat spre mine, îndreptat spre noi, spre ceilalți părinți. Și împreună ne-am solidarizat pentru a merge cu curaj mai departe până la Sfânta Preoție. Acesta a fost momentul cel mai greu, dar a trecut. Și după preoție au fost greutăți, dar au trecut și ele, pentru că niciodată Dumnezeu nu îl părăsește pe cel pe care l-a ales. Părinte Cornel Cadar, din perspectiva Sfinției dumneavoastră, ce înseamnă acest model de viață, dar și model de preoție pe care îl întrupează episcopul diecezei de Iași? Sigur, noi toți preoții și credincioșii, mai ales în zilele de sărbătoare, dar și în acest an, primim cu admirație spre cei care înaintea noastră au spus da lui Dumnezeu, 25 de ani de episcopat, 50 de ani de preoție. Primim cu admirație pentru că au spus da într-un context în care, așa cum deja Preasfințitul a anunțat deja, într-un context în care erau comuniști în țară, în care preoții erau închiși în timpuri grele, iată, s-au găsit oameni tineri care să spună da lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru acest dar lui Dumnezeu. Sigur că sărbătorile acestea au fost ocazie de a ne îndrepta spre Dumnezeu, de a-i mulțumi și de a prinde și noi curaj de la cei care au împlinit, iată, 50 de ani de preoție. Un alt moment important pe care îl marchează dieceza de Iași este semnificația zilei de 27 iunie, atunci când în 1884 a fost înființată dieceza de Iași. Iată, o sumă de ani în care o serie de preoți, de minți luminate și, bineînțeles, de creștini au trecut pragul acestei dieceze. Ce înseamnă, de fapt, această sumă de ani pentru creștini, pentru creștinii catolici, dar, bineînțeles, și pentru comunitatea întreagă? 27 iunie a însemnat o liturghie deosebită în Catedrala din Iași, Preasfințitul Petru Gherghelă, dar cuvântul de învățătură l-a ținut înalt preasfințitul Ioan Robu, care a rememorat acești ani de când s-a înființat dieceza de Iași, prezența catolicilor în Moldova, odată cu Episcopia Cumanilor, care a fost, iată, în secolul XII-XIII, apoi Episcopia de Siret, de Baia, de Bacău, Vicariatul Apostolic și, în 1884,
înființarea episcopiei de Iași, numirea primului episcop Nicolae Iosif Camili, și de atunci următorii episcopi care au fost la cârma diecezei și ultimul preasfințitul Petru Gherghel, care a condus această dieceză nu numai ca episcop de Iași, ci și ca administrator apostolic, deci în total vreo 37 de ani. Ocazie de a-i mulțumi lui Dumnezeu și în același timp de bilanț. Zilele acestea de sărbătoare înseamnă și bilanț. Ce a fost bine, ce n-a fost, ai cere iertare lui Dumnezeu pentru ce a fost mai puțin pozitiv și ai cere har pentru a merge în continuare înainte. Spuneați, preasfințite Petru Gherghel, în discursul dumneavoastră din catedrală, la final, așa cum a menționat și colega mea, Oana Lazar, că ați aflat sau ați învățat pe parcursul anilor că în biserică nu ești niciodată singur. Ce înseamnă această comuniune, în primul rând, cu creștinul care vine și ascultă cuvântul lui Dumnezeu în zilele de sărbătoare și în zilele... Noi formăm un popor al lui Dumnezeu și nu putem să ne separăm unii de alții. Și consider că în acest ansamblu trebuie să ne desăvârșim trăirea noastră, viața noastră, slujirea noastră. Aș reveni la momentul 27 iunie. De fapt, vedeți, 27 iunie, 28 iunie, 29 iunie. Toate aceste momente sunt legate cumva și de viața mea. 27 am devenit diacon. 28 m-am născut. 29 am fost botezat. 29 am primit numele. 29 iunie am fost consacrat preot. Toate acestea le consider că sunt cumva înscrise într-un proiect al lui Dumnezeu, nu al meu, pentru că nu eu mi-am dat aceste date, ci Dumnezeu le-a înscris în viața mea și sunt recunoscător pentru aceasta și consider că nu singur trebuie să-L laud pe Dumnezeu, ci să-L laudăm împreună pentru că formăm un singur popor al lui Dumnezeu. Am spus încă la cuvântul meu că în biserică nu ești niciodată singur, nici nu poți fi singur, pentru că este un corp al unei comuniuni spirituale. Încă suntem toți fii lui Dumnezeu și în biserică suntem frați și surori în Domnul. Sigur, ca episcop, preot, dar și ca simplu credincios. Iar noi toți suntem uniți prin acest botez. Toți suntem credincioși împreună și toți formăm această familie. De aceea am zis, sărbătoarea mea este o sărbătoare prin care toți îl lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile sale. Eu mă folosesc de acest moment pentru a-i aduce lui Dumnezeu laudă, spunând mereu, mărire ție, Doamne, mărire ție pentru tot ceea ce Tu ne-ai oferit mie și credincioșilor noștri. Aici cuprind pe toți ceilalți, și frați și surori din celelalte biserici, din țara noastră și din lume, pentru că toți aparținem acestui popor al lui Dumnezeu. Mulțumim din suflet pentru prezența în emisiune și pentru aceste cuvinte frumoase. Multă sănătate vă dorim și lăudat să fie Iisus, așa cum se cuvine, de către noi, în sânul bisericii noastre a tuturor. Mulțumim. Veci vecilor, și vă dorim să aveți bucurie în împlinirea acestei emisiuni ce vă revine dumneavoastră și televiziunii noastre din Iași și televiziunii române. Mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră.